Pompierii militari suceveni au intervenit cu 4 auto speciale de stingere, 3 motopompe și o ambulanță SMURT pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit în comuna Dorna Candrenilor. La sosirea echipajelor, focul se manifesta la acoperișul casei, iar proprietarul a fost găsit în interior în stare de inconștiență, cu arsuri și intoxicat cu fum. Pompierii paramedici SMURD împreună cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean au aplicat manevre de resuscitare. Din nefericire și în ciuda manevrelor medicale, proprietarul în vârstă de 86 de ani a fost declarat decedat. Incendiul a fost lichidat la ora 6:45 de minute. Acoperișul a ars pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați, iar plafonul locuinței s-a degradat pe aproximativ 70 de metri pătrați. Flăcările au izbucnit cel mai probabil din cauza jarului provenit din coșul de fum amplasat necorespunzător față de materialele combustibile.